În weekend băieții s-au delectat cu un concurs de mâncat mici, că doar nu numai dragostea, ci și determinarea trece prin stomac. Farfuria câștigătoare este a lui Marius. Iar mi s-a câștigată o întâlnire care pe Marius l-a cam băgat în ceață. În inima lui de atunci, întâietate ar fi avut cea care a fost alături de alegerile lui. Serios? Oricum știam că da, chiar. Așa că Marius și Maria au decis să-și mai acorde o șansă, acceptată inițial pe jumătate, având în vedere primele lui semne de întrebare despre ei doi. Până ieri am vrut să-mi totul, dar de azi nu vreau nimic. Și din stânga venit muza. De ce ai acceptat? Dar din dreapta doar un pic. În momentul în care m-a ales pe mine, de fapt a ales ceea ce vrea să facă mai departe. Mai vrei să mă cunoști? Continuare. Câte ți-am făcut? N-am făcut-o să sufere. Și nu asta a fost intenția. Intenția mea a fost să încerc să mă îndepărtez de ea ca să nu-i fac mai rău pe viitor. Cu nesiguranța mea. Să zicem că ne-am grăbit prea tare amândoi când am pornit ce am pornit și trebuia să luăm mai ușor, trebuia să vorbim mai mult. M-a deranjat foarte tare ce s-a întâmplat între noi, eu am fost pusă într-o postură destul de proastă, dar ne va ajuta pe noi în dezvoltarea noastră și în dezvoltarea relației. Consider că singura fată din casă cu care aș putea continua aici și afară ai fi tu. Am simțit lucrul ăsta chiar dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Cu Amalia nu s-am niciodată nimic. Mă atrage doar fizic și atât. Pentru Maria cred că am ceva mai mult. Am simțit că de fapt o să ajungem din nou aici. Da? Da. Cred că lucrurile se vor schimba între noi. Cel puțin din punctul meu de vedere, eu îmi doresc foarte mult să ne bazăm pe comunicare și să nu mai luăm lucrurile atât de repede cum am făcut-o data trecută. Nu eram foarte sigur atunci la început că pot continua aici, pot să-mi fac pastul ăsta. Și nu știam dacă o să ajung până la final, însă sunt 100% sigur că cu tine aș putea face pastul ăsta. Față de Maria, pe lângă atracția fizică, clar am simțit-o, e și caracterul ei, care îmi place mai mult decât fizicul unei persoane. De asta m-am gândit mult mai mult la Maria și chiar îmi doresc eu ceva serios. Doar cu tine și continuă. Probabil pentru că a văzut în mine ceea ce și-ar fi dorit el de fapt de la o fată. Acum depinde și de tine. Am început cu stângul tot. Nu aș vrea să mai dăm greș. Pe Amalia am văzut ca o portiță de scăpare, nu știu, ceva de genul. Simțeam că cu Amalia nu o să am ceva. Nu o văd o fată serioasă. Eu vreau să faci chestia asta, doar dacă simți cu adevărat. Simt. M-am simțit cu nimeni altcineva din casă. Chiar dacă a fost și a fost toată perioada asta urâtă, eu am simțit de fapt totul și mi-am dat seama oricum de toate. Cred că ne-am aprins prea tare amândoi. Și prea repede. Da, și prea repede, exact. Fără să vorbim mai nimic, de fapt. O să o luăm de la capăt și sper să fie bine. De la început am simțit că mă atașasem puțin de ea și mi-era frică de cum era ea. O femeie foarte stabilă și chiar își dorește o familie și eu consideram că nu sunt pregătit pentru asta. Acum am gândit mai bine și chiar îmi doresc. Dacă intru într-o relație, chiar sunt devotat și chiar sunt pentru acea relație. Atracția față de mine a fost de acum sau mai observam mai de mult? Atracția față de tine a fost de atunci, de la cină la care ai venit? De la cină și până am interacționat noi am mai trecut ceva. Foarte mult, da. N-ai simțit, cred. Nu că nu am simțit. Nu am avut când. Nu am interacționat niciodată și nu. Da. Mi-a făcut curaj să te scot la dans, nu? Da, exact. Iisus, că se dansează în doi. Chiar dacă nu știam să dansez, ai văzut că am invitat. M-a atras totul la tine. Ești perfectă din toate punctele de vedere. Tiparul meu de fată ar fi caracterul mamei mele și în Maria chiar am văzut același caracter. Că nici nu trebuie să vorbim prea mult, că ne înțelegem mai mult în primul. Da, da, exact. Sunt sigură că în momentul de față Marius simte ceva pentru mine și o putem lua de la început mult mai bine. Adevărul că toate zilele astea doar mă uitam la tine și înțelegeam exact ce vrei să... Și eu la tine și... Se vedea că
nu e ceea ce ne dorim niciunul. Da, da. Adevărat. Chiar îmi doresc să fie ceva frumos între noi, chiar și aici și chiar și în afara emisiunii. Sâmbătă seara te-am simțit foarte... Mare. Da. Chiar nu puteam să accept nimic prin jurul meu. Am văzut. Și mă simțeam, nu știu, și mă am chefte nimic. Mi-am dat seama și parcă... Și să știi că și eu te-am văzut un pic. Erai cam la fel. Sper să fii sigură și tu. E adevărat că nu mai am siguranța care am avut-o la început. O să-ți câștig din nou încredere. Asta ține doar de tine. Adică eu cred că ți-am demonstrat că tu o să fii un om destul de... Clar. Asta am simțit în tine și asta m-a dat și mai mult. Siguranța ta și tot ce ești. Dacă o să ieșim împreună afară, crezi că o să fii la fel de stabil? Adică acolo nu o să te atragă nimic, chiar dacă o să fie libertate, să vezi, să cunoști, să... Dacă o să fie ceva mai mult între noi aici, cu siguranță nu o să fii dezamăgit nici afară. Și cu tine chiar simt că pot avea ceva și afară, nu doar aici. Așadar, revelații și promisiuni enunțate cu încredere. Iar având în vedere locul unde se aflau, acest nou început merita sărbătorit. Împreună vom intra puțin în tainele vinului de vinarie. Degustarea vinului sunt trei procede simple. Ochi, nas, gură. Începem cu un Sauvignon Blanc 2019. Avem aici un amalgam de arome care le găsim și în acest vin al nostru. O prezentare ca la carte și o degustare pe măsura bucuriei ce li se citea în privire. Da, a fost așa ca o regăsire după nu știu cât. Știu că vă înțelegeți din priviri, dar la noi ești cu vorbe. Așa e la televiziune, ești cu vorbe. Deci, Maria, ești tu mai vorbăreață azi? Zim, hai, că v-am lăsat ieri când ați spus că sunteți din nou într-o cunoaștere. Da, confirm în continuare, suntem într-o cunoaștere. Bun, dar mai e vreo îndoială totuși. Cum am spus și pe filmare și s-a și auzit, dar nu mai am încrederea 100% așa cum a fost inițial, dar rămâne ca Marius să-mi demonstreze. Marius e într-o cursă de eliminare. Bun, să presupunem că rămâne în casă. Nu știu ce o să fie sâmbătă. Să presupunem că rămâne în casă, dacă mai intră o fată și dacă se simte atras și de fata respectivă. Atunci chiar o să rămână cu cine vrea. E, așa... Da, exact. El cu tine vrea. Atunci nu o să mai vrea vehicul ăla. Marius. Cu siguranță, dacă am făcut pasul ăsta și m-am hotărât să rămân. Păi stai un pic, că n-ai cerut-o încă. Nu am cerut-o însă, nici măcar nu sunteți un cuplu, să înțeleg. Rămân alături de ea și nici nu o să formăm un cuplu. Nu vreau să influențez nimic. Niciodată, niciodată. Nu, nu o să formez un cuplu săptămâna asta. A, ca să... Sunt am înțeles. În această cursă. Păi și dacă o să pleci sâmbătă, o să ieși liber de aici dacă nu ești într-un cuplu. Liber. Păi cum nu neapărat? Ba da, dacă... Nu cred că contează asta. Mm? Nu cred că contează că ne declarăm un cuplu aici sau nu. Contează ce o să facem de acum încolo. Ok. Te mai uiți stânga-dreapta? Mă rog, acum în stânga e mama. Doamna Eugenia, credeți că s-a hotărât? Da, cum am mai spus-o, eu am încredere în el.